România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. E sărbătoarea astăzi, poate una dintre cele mai mari de la noi. Multă lume din țara asta se bazează pe credință în tot ceea ce face și mulți dintre noi pleacă la drum închinându-se. Dar, în egală măsură, același popor privește cu sprânceana ridicată și a inventat vorba aia care spune: fă ce zice popa, nu ce face popa. Așa că, într-o zi în care mulți români își înalță rugăciunile și privesc cu speranță către biserică, eu zic că e un moment cumpănit și potrivit să ne uităm la activitatea celor pe care îi plătim din bani publici. Căci da, credință, dar plătim și cadrul acestei credințe cu bani de la buget. Fie că e vorba de salarii, de bani pentru ajutorarea săracilor sau investiții, BOR se bazează pe banii din taxele noastre. Fie direct, fie prin scutire de taxe și impozite. Știți de unde plecăm la drum? DNA, zic jurnaliștii de la Recorder, investighează folosirea unor fonduri publice și posibilă trucare a unor licitații după o anchetă realizată de publicația menționată. Documentarul cu pricina, care are cote de audiență mari pe internet, cuprinde o serie de înregistrări cu camera ascunsă, în care apar un politician local, un vicar de București, consilieri ai Patriarhului, dar și oameni de afaceri cu firme de construcții. Din anchetă rezultă că biserica folosește un sistem de atragere a banilor publici pentru reparația unor lăcașuri, apoi ar face licitații cu dedicație pentru anumite firme. Licitațiile nu sunt anunțate public decât în ziarul Lumina al Patriarhiei și, practic, doar un grup de inițiați ar afla de ele. Mai mult, nu mai există un control ulterior al banilor, iar jurnaliștii arată un caz în care costurile de reparații ale unei mănăstiri sunt umflate de câteva ori. Adică banii nu sunt cheltuiți cu atenție, așa cum s-ar cuveni unor fonduri publice. În urma investigației, consilierul locat invocat și-a dat o triplă demisie din funcția politică, din PSD, dar și din adunarea bisericească în care era membru. De asemenea, vicarul Aurel Mihai și-a înaintat demisia. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a spus că documentarul este un atac la adresa preafericitului Daniel, anumit un atac de cerebrat. Dar, dacă privim toată acțiunea doar din acest punct de vedere, mi se pare că ne ratăm obiectivele ca societate. Pentru că aici nu e vorba de persoana patriarhului, nici de oamenii care îl înconjoară. E vorba despre câteva principii prin care se instaurează normalitatea și bunul simț social între noi. Așadar, biserica primește fonduri consistente de la stat. Din acest punct de vedere, aproape că e o instituție publică. BOR spune că primește 0,4% din PIB, da? Un raport al guvernului zice de 150 de milioane de euro anual, dar aici nu socotim ce fac bugetele locale, unde nu putem însuma toți banii. Vedem lucrurile astea când și când, mai ales când e vorba de București, de Catedrala Neamului. Nu-i vorba că și alte state au sisteme prin care banii publici ajung la bisericile de acolo. Fie direct, fie de la cetățeni, fie prin guvern. Întrebarea pe care ne-o punem noi astăzi este ce primim în schimbul acestor bani sau ce ar trebui să primim. Biserica aduce mai multe servicii societății sau politicienilor care acordă acești bani? Uite, asta e o dezbatere importantă. Eu unul mă așteptam ca în schimbul banilor publici pe care această instituție îi primește să fi fost cea mai puternică voce a vaccinării și a respectării condițiilor sau restricțiilor împotriva acestei epidemii. M-aș fi așteptat să fie cel mai mare apărător al oamenilor din țara asta. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce ar trebui să ofere biserica în schimbul banilor publici? Cum ar trebui verificată folosința acestor fonduri și, desigur, ce vă spune vouă publicația sau dezvăluirile făcute de, ce vă spun vouă, dezvăluirile făcute de jurnaliști de la Recorder. Emisiunea asta este și pe Facebook, mai spun o dată telefonul 0372069599,
Zic că suntem pregătiți să vorbim și astăzi. Mihai este primul care ne-a sunat. Salutare! Bună ziua, Cătălin! Salutare și salutare tuturor ascultătorilor! Ce să zic, e o întrebare grea apropo de ceea ce primim în schimbul banilor care se duc. Și bineînțeles, este o întrebare, cum să zic, care are un substrat care ține foarte mult de niște principii până la urmă, care principii nu sunt respectate și haideți să fim serioși, că investigația celor de la Recorder n-ar trebui să surprindă pe nimeni legat de concluzie sau de ceea ce s-a prezentat. Cu toate astea pot să zic că îmi pare rău de acei oameni din cadrul Bisericii Ortodoxe Române care fac fapte bune dincolo de să zic așa, aceia care pătează imaginea bisericii. Nu așa interpretezi sau așa funcționează percepțiile? Adică Nu, dar cred că, adică, ok, percepția mea este una că cu siguranță, adică nu sunt un exemplu, nu sunt un bisericos, ca să spun așa. Stai un pic, că ne întrerupem. Mută-te, rog, un pic telefonul de la ureche la alta. Na? Încercăm și noi metode din astea, mituri, să vedem. Acum e mai bine, da. Cred că ideea de bază este legat de faptul că biserica ar trebui, așa cum ai spus, ar trebui să protejeze și să, cum să zic, să aducă un plus de valoare societății în care trăim și să-i ajute, bineînțeles, pe cei mai neajutorați dintre noi. Mai mult de atât, mi se pare că, din păcate, avem această expresie înrădăcinată a ne face frate cu dracu ca să trecem puntea. Faptul că aparatul politic e mai mult decât amestecat în toate păturile care țin de societate în general, adică dincolo de, nu vorbim doar de biserică, vorbim și de învățământ, de exemplu, vorbim de medical, adică această caracatiță numită aparat politic de stat este înfiltrat în toate sistemele și instituțiile care guvernează societatea crezi, românească. În mod evident că politicienii vor lua decizii. De ce crezi că această clasă politică din România a acceptat să dea bani la biserică fără niciun fel de control? Dacă eu ți-aș da, de exemplu, acum, să zicem, o sumă de bani, 1 milion de lei să construiești ceva, bănuiesc că ți-aș cer o verificare, nu? Adică așa fac oamenii între ei. Băi, arată închitanțele alea, uită-te la mine. Ce-ai făcut cu banul? La unde s-a dus, nu? De ce crezi că statul nu a vrut să facă forma asta de control? Că aici e un punct cheie. Da, aici nu sunt eu în măsură să răspund. Adică, bine, cum să spun, ne putem da o mie și una de răspunsuri, dar cred că mai important este ceea ce se întâmplă, adică dacă acele răspunsuri care, să zic, au o logică de bun simț și un raționament, ajung să fie, cum să zic, un fel de model de a ne guverna și de a ne responsabiliza în toate aspectele vieții. Pentru că, până la urmă, când vorbim de aparat politic în general, vorbim, cum să zic, adică vorbesc acum în nume propriu și nu numai, eu, când vine vorba de a avea încredere în vreun politician, pot spune că este, nu știu, minus 100%, aș putea spune aproape. Deci nu avem un model în societate în legătură cu un om politic din societatea românească. Sunt foarte puțini, sunt insignifianți la număr aceste modele care pot să schimbe cu adevărat ceva în societatea românească. Și, din păcate, la suprafață, și nu mă refer doar la mediul politic, ajung acei oameni care au un sistem de valori mai mult decât precar. Au un sistem de valori toxic, care, din păcate, au generat această toxicitate la nivel de societate. Îți mulțumesc tare mult.
Adică vreți să spuneți că ce s-a întâmplat acolo, ce ați văzut în documentar, este toxic? Oare asta e întrebarea? Andreas Vlad spune așa, am trăit 10 ani în Spania, niciodată nu am plătit pentru lumânările pe care le-am luat de la biserică, niciodată nu am găsit ușa bisericii închise și nu am avut nevoie de taxe pentru diverse servicii. Asta vă spuneam de pe Facebook. 0372069599. Ce ați înțeles din povestea de la Recorder și ce ar trebui să ofere biserica în schimbul banilor publici? Dan, salutare! Salutare! Am să încep cu prima chestiune. Ce îmi spune mie această anchetă sau când apare ea? O văd ca pe o supapă pe care o folosești cei mai de sus, strict pentru a depresuriza frustrările societății. Da? O societate în care i s-au mărit facturile foarte mult, o societate în care am primit un tun de câteva miliarde bune de euro, dar despre care văd că nu sunt atât de deranjați, spre exemplu cazul City Insurance, și nu este primul caz de mare tun. Și bineînțeles că apare într-un moment în care lumea nu mai putea să spună, domnule, nu mai organizați vreun pelerinat sau nu mai poți arunca vina pe anumite infectări într-o anumită zonă, că toată vara n-am avut tot soiul de evenimente și așa mai departe. Și momentul în care apare nu e chiar atât de străin. Unde-i condamn eu problema în cazul patriarhiei este strict că ia parte la mârșăviile care le fac unii. Da? Pentru că aici beneficiarul în ancheta Recorder, dacă nu suntem analfabeti funcționali, banii nu intră în conturile patriarhiei. Patriarhia beneficiază de niște prestări de servicii, exact cum primarii care semnau acele contracte în programele de PNDL, nu intrau banii în buzunarii primarilor, intrau în casele, în firmele de partid. Dar acum, bănuiala ta onestă, cum se întâmplă atunci când cineva ia un preț de 4 ori mai mare, crezi că îl ține doar în buzunarul lui? Da, în mare parte, și dacă o să vă uitați atent, pentru că am urmărit documentarul, în mare parte, nu în mare parte, toți banii se duc în firme. Singura chestie care nu este morală în tot ceea ce se întâmplă acolo, este că biserica acceptă lucrul ăsta să-i se facă, doar de dragul ca să-i se presteze acele lucrări. Deci modelul de căpușare a banilor statului până acum din România, cum era? Deci dacă ți-aș spune că la o primărie cineva face o lucrare supraevaluată de 4-5 ori, banii aia rămân doar la patronul cu pricina? Nu. Se duc în vreo 4-5 locuri, dar nu rămân în conturile primarului sau ale unei autorității care acceptă de regulă lucrarea. Nu, dar și el. Aha. Și aici acum bănuiești că e altfel. Nu bănuiesc că e altfel. Vă spun altceva, aici nu a putut dovedi nimeni sau nu l-a prins nici pe episcopul vicar. Corect. Că aici spus, ok, eu accept lucrarea, dar dăm și mie ceva ca să-mi intre. Da, deci acolo eu din ce văd și vă dau un exemplu concret. Din film, da, vine domnul ăla de la OCTA și spune, domnule, dați-i drumul la lucrare. Omul vrea pur și simplu să-i se presteze acea lucrare, în niciun caz să ai cât îmi iese mie de aici. Omul era total străin, după ce se vede că ea era în complet. El nici măcar nu trata el acolo situația lucrărilor. În fine, problema este alta. Noi suntem jefuiți și vă spun ca unul care vin din sănătate, tocmai și particip la câteva examene acum, și n-am văzut scandalizat. Spre exemplu, am ajuns să particip la un examen în care, pentru a intra cine trebuie, au mai organizat încă o probă practică pentru așa ceva. Nu mai spun în zona spitalilor, dacă mă uit, Catedrala Mântuirii Neamului, cu toate previziunile economice care s-au dat, nici măcar nu ajunge la vreo 300 de milioane de euro, cu tot cu banii pe teren, cu tot. Spitalul din Iași, spre exemplu, e la 450 de milioane de euro din câte am văzut. Da. S-a uitat cineva pe achizițiile alea, apropo. Cum a putut face doamna Uscatu, spre exemplu, un spital cu 8 milioane de euro și statul face cu 500 de milioane de euro un spital? Asta am și o întrebare. Nu pot să compar, nu știu, habar n-am, nu știu de ce într-o parte e mai ieftin și într-o parte e mai scump. Nu. Dar bărbiala mea e că se va uita cineva, nu? Vreau să vă spun altceva. Când statul întotdeauna a eșuat în luarea unor, în întâmpinarea unor crize, dacă o să vă uitați, tot timpul a folosit chestia asta. Și a avut un inamic rău.
că l-au creat și asta au fost biserică ortodoxă. Vă spun ca unul care nu sunt ortodox. Stai un pic. Ce? Că asta e, știi cum vii aici și spui așa, domnule, au dat drumul oamenii ăștia la o anchetă ca să ce? Păi, nu știu, puteau să-i dea drumul oricând și... Nu! Adică crezi că i-a pus cineva... Dăm drumul la o anchetă când noi nu reușim să gestionăm o criză sanitară și dăm vina că biserica ortodoxă ești vinovată că nu s-a vaccinat lumea și că oamenii pur și simplu nu au spitale din cauza catedralor. Eu cu afirmația asta nu pot să fiu de acord. Adică chiar nu ai niciun fel de probă în ceea ce susții. Așa, nu? Deci, nu ai niciun fel de probă în ceea ce susții, că altfel orice material de presă în orice moment apare el, o să fie o coincidență cu nu știu ce. Falimentul City Insurance este un tun de 10-20 ori mai mare decât ce se întâmplă la Patriarhie? Am făcut un calcul, nu pot să compar lucrurile cele două. Nu știu dacă e de 10-20 de ori mai mare, că nu știu despre ce sume vorbim și în cazul Patriarhiei și nici în cazul City Insurance. Deci, ce vrei să spui? Că City Insurance nu a fost un subiect tratat de presă? Că a venit cineva să vorbească despre asta? Nu, nu, nu. Tocmai asta spun. Că s-a vorbit foarte puțin în raport cu tonul care s-a dat. Cum s-a vorbit? Doamne, iartă-mă, foarte puțin. Deci, haideți. Uitați-vă, câte vizualizări are materialul Recorder, câte vizualizări are... Ce? Falimentul City Insurance, unde? Să spunem. Unde are viza? Comparăm mere cu pere, haide serios, că pierdem esența acestei dezbatere. Da. Eu v-am întrebat ceva altfel. Toată presa din România, toate televiziunile, toate radiourile, toată lumea a vorbit în țara asta despre falimentul City Insurance. Nu a existat serii în săptămânile trecute în care televiziuni care adună milioane de oameni în fața televizoarelor să nu fi vorbit despre asta. Serios. Nu se poate spune. Dar există vreo anchetă? DNA-ul s-a sesizat în privința asta? Există multiple anchete și știți că am ridicat această poveste și aici. Dar dacă puneți problema așa, ratați sensul acestei dezbateri și întrebarea pe care v-am pus-o eu. Și ea este următoarea. Bun, văd că sunteți de acord. Ce vreți să primiți în schimb? De la cine? De la biserică ortodoxă? Da. Eu nu sunt ortodox, eu sunt practicant. Okay. Evident. Aș vrea să văd mult mai materializate banii pe care îi primești în să întoarcă societății actele de caritate, să se ocupe mai mult de oameni, de educare și așa mai departe. Mai puțin partea politică sau chiar deloc. Da, cu asta se ocupă. Mulțumesc tare mult. Da, mai puțin partea politică. Dar fără partea politică nu se ung manivelele astea. Salut, Lucian. Mulțumesc pentru răbdare. Salut, Cătălin, salut. Doamne, cred că ești unul dintre... după Revoluție, nu știu dacă ajung până la cifra de... sau numărul, de fapt, 20-30 de ziariști care a avut curajul și are curajul să dezbată subiectul bisericii. Dar de ce? Stai puțin. Eu mă uit în bula mea, că așa trăim acum, sunt o grămadă de ziariști curajoși care scriu, știați, mult mai curajoși decât mine omul ăsta care s-a deghizat, a făcut el ce a făcut acolo, Ovidiu Vanghele și oamenii care lucrează la Să fie Lumină. Și de unde atâta frică despre asta? Hai să-ți dau un singur exemplu. Acum câțiva ani de zile, Cioloș, când a fost prim-ministru, a avut o conferință de presă undeva în cursul săptămânii, în care, mă rog, dădea explicații vis-a-vis de împărțirea bugetului. Culmea este, nu prea sunt fan cu politica și, sincer să fiu, nici nu prea îmi place, pentru că e o mocină mult prea mare pentru... Așa. Pentru viața asta, care e frumoasă și trebuie să ne trăim. În fine, trecem peste asta. A anunțat că, din păcate, biserica nu va mai primi la fel de mulți bani ca anul anterior din cauza unor rectificări bugetare și trebuiau, în fine, investiți bani în altceva. Da. Știi cine a mai făcut asta? Radu Mihaiu de la sectorul 2. Invocat în filmul de la Recorder. Da, știu, te las să termin imediat. Și? Două secunde. Asta în cursul săptămânii. În weekend sau în apropierea weekendului, cred că vineri, revine cu o altă conferință de presă și culmea s-au mai găsit încă vreo 10 milioane de euro pe care a spus că de data asta e de bisericii. Și... Păi, fraților, eu vă spun în felul următor. Datorită meseriei mele am colindat Europa în lung și în lat. Să-ți ofer în primul rând un răspuns pe care l-ai pus unuia dintre interlocutorii pe care ai avut mai devreme. De ce statul
nu cere socoteală bisericii pentru banii pe care îi alocă. Îți răspund eu, Cătălin. Ia. De frică. De frică? Păi cum da. De frică? Adică de ce frică. Vrei? Frică, ce o să-i facă domnule biserica? L-a furisește... Nu, l-a mai afurisit patriarhul? Biserica, din punct de vedere social, în România, da? Subliniez, în România, are o foarte mare influență. Da, da, sunt de acord. Aduce aminte acum câțiva ani de zile au fost prinși preoți care îndemnau enoriașii să voteze cu un anumit, domne, votați-l pe ăsta primar, da. Că ăsta ne va da, ăsta ne va trece. E o poveste care ține de 30 de ani, dar când a fost marele referendum pentru familie, a reușit? Că n-a reușit. Uite, nu cumva influența e cam acolo? Nu, Cătălin, să fiu sincer, să fiu... nu sunt de acord cu tine. Aici, cel puțin, nu sunt de acord. În rest, fii eu te-am zis, părerea mea este sigur că pur și simplu politicienilor, în primul rând, și tuturor celor care... S-ar putea să ai dreptate. Ascultă-mă o secundă. Să prefac că ne conduc această țară. Asta că să prefac e adevărat și s-ar putea să ai dreptate. Dar ascultă-mă o secundă. Nu cumva dincolo de frică și dincolo de influența pe care biserica o are în lumea politică și la vot și în mersul instituțiilor statului, este o colaborare extrem de bună între ceea ce s-ar numi elită românească? Adică politicienii ajunși în vârf... Elită românească, poate caracatiță românească sau domnule, mafie românească. Oamenii care conduc țara asta sunt fel de elită. Adică ai o elită politică, ai o elită bisericească... Din partea unei ascultători, te rog. Mâine, înainte de emisiune... Da. Fă-ți un drum în spate la Patriarhie și îți garantez că opulența pe care ai să o vezi acolo știu locul, o să te facă să ai impresia că brusc nu mai ești în București și ești undeva în Beverly Hills pe Fifth Avenue. Am fost într-o duminică la Patriarhie, am vizitat un loc acolo, m-am uitat și în curtea din spate, că am avut, arată bine și arată frumos, dar nu așa ar trebui să arate. Dar oare te-ai uitat cu atenție la oamenii îmbrăcați în negru, care, după părerea mea, în ziua de astăzi... Provăduirea cuvântului Dumnezeu sau creștinismului sau cum vrei tu să o numești, sau slujbele în biserică, nu mai este... uite, pe vremea lui Ceaușescu, că toți îl judecăm pe Ceaușescu, era... Băi, să fii preot era un har. Trebuia să ai și harul ăla, să ai și voce, să cânți, să îndeplinești mai multe condiții. În ziua de astăzi a devenit un business, frate. Da. Deci, pe bune... Mi-e teamă că era o mândrie înainte pentru un puș de 16-17 ani, visa, aspira să fie pompier, să fie milițian, să fie doctor, să inginer, agronom. Ce vrei tu? În ziua de astăzi, pe primul loc, preot. Da, așa o fi. Mulțumesc tare mult. Băi, eu știu că e o meserie bună. Ai o meserie și muncită și grea la un moment dat. Că nu începe nimeni de pe betoanele Bucureștiului meseria asta. O începe de multe ori din noroaie de la țară și o începe, știți și voi cum o începe, că aici e o discuție. Cum ajungi? Cum ai parohia ta? Ce se întâmplă pe lanțul ăsta? Ați auzit un milion de povești despre ce se întâmplă pe lanțul ăsta al acordării parohiilor. Salutare, Cătălin, salutare, Cătălin, vorbim despre reportajul Recorder. V-am întrebat astăzi ce așteptați în schimbul banilor publici pe care societatea a hotărât să-i dea biserice. Salut, Cătălin. Eu sunt genul de persoană care în momentul de față mai încerc să găsesc un motiv pentru a rămâne în țară. Legat de ce aștept eu, sunt servicii de calitate. Să fie slujba mai bună? Să aibă ajutoare pentru săraci? Nu. Aștept să văd același lucru. În momentul de față, ok, experiențele mele cu biserica sunt foarte rele, hai să spun așa. Ce îmi doresc foarte mult este ca în momentul în care anumiți bani, cum a fost și în primăria capitalei înainte de Nicușor Dan. Toți banii aceștia s-au dat fără nicio discuție.
s-au dat banii, am aflat ulterior. 14 biserica, milioane de euro. Da, aștept în momentul de față implicarea bisericii. Noi discutăm în România de atâta timp de același lucru. Românii nu vor să se vaccineze. Românii sunt ținuși proști. Educația în sine, la noi este clar motivul pentru care suntem în situația în care suntem. Biserica, eu cel puțin, poate na, nu sunt un urmăritor, dar biserica în momentul de față, eu nu văd implicarea asta. Poate fi undeva la țară, într-un sat sau în anumite sate, cum au zis și alți oameni, preoți care sunt exemple pentru toată lumea. Dar noi, în momentul în care vedem pe domnul Daniel, sau să nu spun, da, pe domnul Daniel, noi îl vedem pe el în lux. Eu nu văd, eu nu am văzut pe domnul Daniel să vină la un post de știri, la un radio, sau oamenii lui, nu doar el, să spună, haide să facem asta, haide să ne vaccinăm, haide să uite, biserica ajută pentru educație, pentru sănătate. Ai foarte mare dreptate. Ai văzut că atât capul politic al nației nu vine la televizor, cât nici capul său spiritual? Cei doi oameni din fruntea acestei țări care au puteri magnifice nu au venit să vorbească cu lumea în mod direct, să vorbească, să dea interviuri, să le spună, să le păzească, să se păzească. Știi ce aș aștepta? Aș aștepta ca această mică armată de preoți a României, despre care sau pentru mulți dintre ei, având un enorm respect că sunt oameni muncitori și care își văd de treabă, aș aștepta să meargă din ușă în ușă, să stea de vorbă cu oamenii, să-i cheme la ei și să le spună să se păzească cum consideră de cuvință. N-aș vrea ca biserica, așa cum spune mereu domnul Bănescu, să zică, domnule, e o opțiune individuală, noi ce să zicem mai mult, cum o da Dumnezeu? Nu e chiar așa. Opțiunea asta individuală trebuie povestită, informată, încurajată. De ce să-i lași pe oameni zilele astea să cadă pradă acestei nenorociri, când poți să faci mai mult fiecare dintre noi? Eu asta aș aștepta. Scuză-mă că te-am întrerupt. Noi, ultimul lucru pe care vreau să-l spun este legat de ce se întâmplă acum la Iași. Ce să repet, fiecare este liber, pelerinaj. Da, fiecare este liber să facă ce vrea. În schimb, de aceea avem, de asta spun că aș dori calitate, în propriu spus calitate. Dar toată lumea discută de pelerinaj, toată lumea discută de faptul că oamenii trebuie să fie liberi. A fost întrebat ministrul sănătății și, ok, să merge cu ministrul sănătății, chiar dacă dânsul până la urmă este ok, interimat. A fost întrebat, de ce în biserici nu există nicio regulă? Dânsul a răspuns, păi nu e doar în biserică. Acel domn care a pus întrebarea, zice, ba da, doar biserica în momentul de față nu se aplică aceste reguli. Vaccinare, mască și așa mai departe. Asta spun, când și cei de la Iași, domnul Chirica sau cine, nu domnul, ba, parcă domnul Chirica, da, nu a ieșit cu absolut nimica să spună, mai, da, pentru 3 zile, 5 zile, cât este acest pelerinaj, hai să facem un fel următor, nu știu, poliția locală, poliția, absolut tot, jandarmeria, haide să ajutăm, haide să facem lucrul ăsta. Clar că pentru el nu este niciun interes să facă lucrul ăsta. Nu poți să te pui de-a curmezișul. Și l-ajută pe el faptul să vină. Da. Politicienii nu se pun de-a curmezișul bisericii. Asta este o cutumă la noi. Îți mulțumesc, dar știți la ce mă mai așteptam astăzi? Dincolo de comunicatul cu decerebratul, care ajută fix frecție la picior de lemn societății românești, mă așteptam la alt lucru de la stimabilul domn Bănescu sau de la Patriarhie, cine o decide acolo. Dom'le, uite, o să facem niște investigații apăsate să vedem cum se întâmplă cu banii ăștia publici la noi. Și poate schimbăm mecanismele, că e o formă de respect față de munca multor oameni, nu? Despre asta e. Când oamenii iau din banii lor și dau la stat și statul îi dă mai departe, institui mecanisme de control. Ăsta e primul lucru pe care îl aștepți, nu? Despre asta e vorba. Ăsta e respectul reciproc pe care ni-l acordăm. Asta cu decerebratul ajută deloc. Valentin, salut! Ești la România în direct. Salut, Cătălin! Salutare și ascultă. Tu ce așteptări? De când a început emisiunea, mi-au trecut atât de multe prin minte, nici nu știu cu care să încep. Aș vrea să ating puțin subiectul cu pelerinajul. Atâta timp cât le-au permis celor de la Cluj, cu Antoldu și cu alte festivaluri să le facă, ar fi puțin ipocrizie. Sigur că da. Nu, nici nu mai discutăm asta. Ce să mai discutăm?
Nu. Aici s-a încheiat discuția. A încheiat-o statul român. Așa a vrut, așa procedează. Exact. Deci devin sunt politicieni. Și să știi că și pentru ce se întâmplă cu biserica acum, tot pe politicieni pun vina, nu pe biserică, pentru că pe biserică, așa cum zicea, cred că Mihai mai devreme, românul se face frate cu dracu să treacă balta și din păcate și biserica a ajuns să se facă frate cu dracu, care în situația noastră e politicianul. Știe toată lumea că politicienii în România sunt cam draci așa, de fel. Deci biserica, din păcate, a ajuns să se facă frate cu dracu să treacă balta pentru niște fonduri pe care sunt îndreptățiți să le primească, poate, așa cum spuneai tu, și în alte țări, primesc bani din banul public. Dar atunci când biserica trebuie să fie un pilon de moralitate, în primul rând, într-o societate, aici au dat greș foarte mult. Cum așa? Că și cu acest comunicat, cu răspunsul lor la investigația Recorder, mă așteptam de la ei, nu știu, să-și asume puțin. Da, domnule, avem și noi niște mai restricate. Nu ziceam că e totul în regulă. Da, o să investigăm, o să vedem ce nu merge bine, o să îndreptăm lucrurile. Promitem să venim cu un rezultat al investigației noastre pe care să-l facem public, dar, din păcate, ei insistă să îndepărteze din păcate, foarte mulți tineri, care, sincer, ei reprezintă persoanele care plătesc foarte mult, indirect, foarte mulți bani către Biserica Ortodoxă. Acei bani care vin din fondurile publice sunt plătite de foarte mulți tineri care au joburi, care plătesc contribuții statului și, la rândul lui, statul plătește mai departe bisericii ortodoxe. Deci, ne scrie cineva pe Facebook că Patriarhul este un foarte bun administrator și dacă ar concura la funcția de președinte sau ar candida la funcția de președinte sau premier, ar fi cu mare ușurință ales tocmai pentru priceperea sa de a construi o afacere. Ești de acord? Da, cu toată antipatia pe care o am față de el, ca și cap al bisericii, cred că l-aș vota într-o funcție în guvern. Sincer. Pentru că mă întrebam mai devreme, care mai este sursa prea fericirii lui? Oare relația cu Dumnezeu sau succesul din afaceri? Dacă eu, da, mă bucur că biserica a reușit ca în timpul lui să aibă un profit mult mai mare, să-și mărească bisteria atât de mult, dar parcă asta n-ar trebui să fie treaba și atât de activă, cu atâta îndrăjire a capului bisericii. Dom'le, ai alți oameni mai jos care ar trebui să facă lucrurile astea. Nu tocmai patriarhul, cum nici la Roma, nu se întâmplă la Vatican. Papa nu e implicat activ în afacerile care aduc bani. Că e implicat activ. Dumnezeu știe cum lucrează, dar nu-l vezi. Păi, și noi, mulțumită da. Recorder, lucrează. Da, e foarte bună observația ta și nu m-am gândit niciodată, da. Și eu simt nevoia să-l văd pe liderul bisericii vorbind mai mult și mai des despre lucrurile noastre spirituale și să ne dea mai mult, să ne dea mai mult ghidaj în ceea ce vedem și trăim zilele astea. Exact. Când ea ar trebui să iasă activ și el, în primul rând, să fie un împăciuitor în țara asta, mai ales că trecem de foarte mulți ani prin tot felul de greutăți ca și nație și sunt, nu știu, cred că e în firea noastră să ne facem singuri cu tot felul de probleme. El ar trebui să spună un cuvânt bun, să spună fraților, haideți să ne vaccinăm, așa cum spuneam mai devreme, cred că Dan trebuie, sau poate tu ai menționat, nu mai țin minte, dar pentru banii ăștia pe care i-au luat, trebuia să aibă un rol, să joace un rol activ în procesul de vaccinare. Pentru că ei ajung acolo unde statul nu ajunge, în majoritatea satelor. Ajunge mai degrabă biserica și preotul decât primarul sau un medic. Știi unde ajung ei? Îți mulțumesc tare mult. Știi unde ajung ei și unde nu ajunge multă lume? Ei ajung în suflet, la foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni sunt legați sufletește de trimișii bisericii prin satele și localitățile noastre. Acolo e principalul loc în care ajung. Și când plantez în sufletele oamenilor semințe, acestea vor crește. Deocamdată n-am văzut să planteze semințele încrederii, ale bunei paze față de ceilalți, ale lucratului în comun pentru a trece de momentul acesta dificil. Le-aș fi vrut mai dese și mai puternice.
Ștefan, urmează Ștefan, am zis bine sau mergem la Adrian? Da? Nu, Ștefanie. Salutare, Ștefan. Mai este? Da, Adrian, salutare. Alo, m-auziți? Da, te ascultăm. Bună ziua. Eu vă sunt din Ploiești și am simțit nevoia să intervin pentru că ca avocat de profesie, sunt avocat, am fost implicat în obținerea titlurilor de proprietate pentru o serie și de biserici din cadrul Protoieriei Ploiești. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru că fratele meu este preot undeva lângă Ploiești, în comuna Blejoi. Și m-a interesat acest subiect. Și această dublă abordare, aș vrea să o încep de la a spune că biserica, îndose biserica ortodoxă, are un statut și preoții ar trebui să fie asimilați funcționarilor publici, pentru că, conform statutului BOR-ului, cel puțin, da, prestează un serviciu de interes public. Fii atent, oprește-te o secundă, Adrian. Mi-a adus aminte de celebra întrebare din seminariile de la Facultatea de Drept, orice absolvent de drept o știe. Știți că am discutat chiar din primul an să discute intens. Este preotul sau nu funcționar public? Da? E una dintre dilemele legislației românești. Tu zici că ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, oricine prestează un serviciu de interes public, nu poate să fie, dacă nu este funcționar public, poate să fie asimilat funcționarului public. Pentru că de aici toate consecințele juridice derivă chiar de aici, da? Inclusiv de la implicațiile cu conotație penală de la care dumneavoastră ați început, da? Sunt infracțiunile de corupție asimilate funcționarilor publici sau infracțiuni de corupție săvârșite de persoane care nu au statut de funcționari publici. Vă readuc aminte că, de exemplu, au fost profesori pe cărora li s-a făcut flagrant și care sunt considerați, da, funcționari publici, care au fost condamnați pentru o mită reprezentând un cartuș de țigări, o sticlă de whisky sau știu eu ce, da? Da, ori, în condițiile în care discuți de sume exorbitante de bani, de licitații care sunt făcute nu publice, semi-publice, cu siguranță că forța de coerciție a statului, da, trebuie să-și facă simțită prezența. Spune-mi, din ce ai văzut în documentarul Recorder, e palpabilă corupția? Adică ai... Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Dacă, cel puțin la nivelul cumpărării de influență, la nivelul de cumpărării de influență ca infracțiune prevăzută în codul penal, cu siguranță, da. Deci o anchetă DNA este binevenită acolo pentru că ar lămuri... Categoric. Asimilarea și implicarea unor persoane care dețin funcții de senator, ori chiar consilier local, unităților administrative teritoriale, locale, da, consilier local, consilier județean, atrage competența serviciului anticorupție. Bun. Ce ai face tu, uite, spui că ești apropiat de biserică prin fratele tău, ce ai face tu într-o astfel de situație? Adică ce așteptări oricum ai fi avut ca cetățean când ai văzut lucrurile astea? Știți ce? Există un film, dacă faceți aminte, o peliculă, dacă mă înșel, de Vlad Țepeș, când i-a numit boieri, trădători din biserică, da? Care special s-au dus acolo lângă cleric, da? Pentru a-i cere ajutor împotriva lui Vlad Țepeș. Și cu toate astea, este magistral dialogul lui Vlad Țepeș cu acel preot, în care îi spune, trebuia să se teamă când au început să facă fapta, nu să-și ceară fie ajutorul și să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu după ce au făcut fapta. Ah, ce interesant! Îți mulțumesc! Poate e o bună concluzie, poate mai reflectăm un pic la chestiunea asta. Da, societatea românească a ales să dea bani, ca și altele. Bun, poate e momentul să vă întoarceți cu mai mult avânt pentru banii aceștia și încă ceva, să începe a se face lumină, să începem să se facă lumină. Asta e foarte important și pentru ceilalți români, nu pentru toți cei care sunt alături de biserică, dar e important și pentru ceilalți. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.